Zici și tu ceva. Fai. Tu ești ajutorul lui Moș Crăciun? Și... Hop! Înghețată de pus în brad. Ce tare! Și brăduțul Evelin, să ne aduceți jucării moșilor. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi cumpărăm decorațiuni de Crăciun. A venit iarna și a început sezonul cumpărăturilor de Crăciun. Și am venit la Jumbo să facem niște super cumpărături, să vedem ce decorațiuni avem anul acesta. Da! Să mergem să vedem! Să mergem! Că e foarte frig afară! Da! Salut, tati! Cu Eme! Mergem în Jumbo! Așa, vede pe-o parte și tati pe-o parte! Și mergem împreună, nu pe acolo! Să luăm un coș tot din ăsta mare. Ăsta mare îți place ție cel mai mult. Și începem de la intrare cu un brăduț mic și cântăreț. Zici și tu ceva. Ăsta te imită? Ne imită. Super jucărie. Sunt foarte multe. Și un Moș Crăciun minge. Vai, Eve, pune-o la loc. Repede. Și să vedem unde este Eve. Ha! Și te-am prins. Ce ți-ai dorit tu? Ăsta-ți dorești tu cu Peppa Pig? De Moș Crăciun? Wow, super. Ei scris în scrisoare moșului? Uitați, aici vedeți mai bine. A, și aici e toată rulota. Are și baie, și geam, și biciclete, poți să le pui. Unde foarte fain. Are și patul, are tot ce dorești tu. Și mulți moși, super decorațiuni. Ce am găsit aici? Să vedem cum arăți. Ce frumoasă ești. Avem mulți moși mari. Da. Tu ești ajutorul lui Moș Crăciun? Și avem aici soția lui Moș Crăciun. Are oglindă și pieptăne. Are oglindă și pieptăne. Super. Ia uite moșul ăsta ce face. Urcă pe horn și... Hop! Și... Hop! Iese din horn? Hei, moșule! A intrat înăuntru! Și... Iese înapoi? Nu mai iese! Și ridicăm pălăria! Mergem mai departe! Asta nu funcționează, nu știu ce are. Începem cu astea de pus pe ușă. Vezi, vei? Cât de multe sunt? Multe, multe. Și o căprioară roz. Foarte multe decorațiuni frumoase. Uite ce proiectează astea. Se vadă frumos pe casă. Sau pe perete în casă. Uite, cu laser. Și se văd tot felul de chestii. Foarte interesant. Câte instalații, foarte, foarte multe instalații pentru pom. Ia, uite ce ai găsit aici. O acadică mare de Crăciun. Frumoasă. Și asta e drăguță. De pus în brad. Și aici, foarte multe chestii. Anul ăsta se pare că se poartă bradul roșu cu alb. Oare așa să fie? Ce avem aici? Ce soldăței? Un soldat care arată dinți, ceva și... Ce face? Ah, ți arată dinții? Ăsta e alb, este și roz, și negru, și roșu. Foarte frumoși. Îi punem în brad, pe toți. Am găsit și roz. Ia uite,
balon de aer cald, roz cu albastru, cu argintiu. Și toate sunt cu sclipici. Toate, toate, toate. Și foarte multe chestii roz. O înghețată de pus în brad. Ce tare. Foarte fain arată. O balerină. Cât de multe chestii roz. Gântuță și pantof. Foarte fain. Ce glob. Ia uite, Eve, ce glob. Are zăpadă în el. Interesant. Sunt mai multe feluri. Foarte multe globuri. O mulțime de decorațiuni. Și aici foarte multe fondițe. Argintii și aurii și roz. Ah, ce material au astea. Argintii și roz și aurii și roșii. Foarte multe fundițe roșii. Care mai de care? Mai mari sau mai mici? Cu sclipici, fără sclipici. Foarte multe. Eve, unde te-am pierdut? Ce faci? Uitam și eu decorațiuni. Îți plac? Sunt foarte multe. Sunt superbe. Chiar avem de unde alege anul ăsta. Extraordinar de multe. Ia uite, Eve, acolo sus, câte globuri avem. Ce cutii mari. Și steluțele de pus în vârful bradului. Sunt foarte multe. De aici încep globurile. Foarte multe globuri și foarte multe decorațiuni. Roz, mov, avem și mov, dar ce mov? Aurii și albastre. Toate culorile. Tu ești în auriu exact cum sunt globurile astea. O să te punem și pe tine în brad. Și brăduțul Evelin. Îți stă foarte bine. Gata, te punem direct în brad. Pune-mi. Sunt aproape cât tine. Uite și ce glob roșu mare. Cât capul tău. Dans din nou. Opa. Și avem iesle de Crăciun. Mai multe feluri. Super arată toate. Faine. Foarte interesante. Și ieftine. Și globuri în formă de gogoașe. Wow. Foarte interesante. Nu am mai văzut așa ceva. Voi dacă ați mai văzut, scrieți într-un comentariu. Da. Sau aici în formă de înghețată. Da. Să vedem ce mai găsim. Multe, multe coronițe. Vezi, Eve? Multe de pus pe ușă. Și sus acolo ce avem? Mașcăciuni. De ce stați, măi, moșilor acolo? Veniți încoace. Cât de mulți sunt? Să ne aduceți jucării. Să ne aduceți jucării moșilor. Da. Ce de coronițe frumoase. Foarte tare. Foarte multe lumânări interesante de Crăciun. Un perete întreg de lumânări faine pentru Crăciun. Și aici un set de coroniță cu pahar. Tot pentru lumânare. Foarte interesant. Mai multe feluri. Foarte multe decorațiuni mișto anul ăsta. Da. Și foarte multe platouri pe care le umplem cu prăjituri. Nu știu dacă chiar cu prăjituri. Cred că mai punem și câteva și ceva de mâncare, ceva fructe, ceva sarmale. Avem aici un spray zăpadă. Ăsta dăm pe geam și facem zăpadă. Putem scrie ceva pe geam sau îl desenăm pe Moș Crăciun. Credeam că e confeti. Și asta ce interesant e. Și un cățel, e un magazin. Și becul de înăuntru se stinge. De desubt tare, poți să-i stingi becul. Aici. Ia. Și s-a stins lumina. S-a închis magazinul. S-a deschis. Hai în jucăria. Și multe căsuțe mici cu Moș Crăciun. Foarte multe. Toate sunt frumoase. Eve, sus ce avem? Alți moși. Uite cât de mulți sunt până în capăt.
pregătiți cadourile moșilor. Ce ghirlande lungi. Chiar ce tari sunt astea. Azi ce ușoare sunt. Ceva nou. Am găsit, Eve, pentru tine un cadou. Poftim. Oare are căsta lui Gabi? Căsta de păpuși? Ce ai găsit în ea? Căști? Super! Dar ce vrei tu să-ți aducă moșul? I-ai trimis scrisoarea? Da, normal! Și? Ce era acolo scris? Casa lui Gabi. Casa de păpuși a lui Gabi. Căști. Căști? Wow. Consolă. Consolă? Wow! Și cât mai multe jucării! Dacă vă place acest video, nu uitați să dați un like! Da! Multe, multe like-uri! Și să vă abonați! Și să vă abonați, da? L-am găsit pe Framursul Polar. Ce asta, Framursul Polar? Este o carte, ai să o citești îndată, îndată când începi școala. Cu un ursuleț. Am prins o bebeleță! Stai aici, stai aici, mănâncă asta! Am găsit, Eve, și un om de zăpadă. Nu e de fapt, sunt trei oameni de zăpadă. Nu e cât mine. Sunt doar trei oameni de zăpadă? Ce zici? Eu zic că sunt mult mai mulți. E plin. Ce fundiță mare cu fulgi pe ea. Super. Și e roșie. Și aici avem foarte multe coronițe. Și toate sunt faine. Ia uite ce interesant e asta. Și cu moș crăt. Asta este un om de zăpadă cu pălărie. Da. Foarte multe și foarte frumoase. Sigur aveți de unde alege, dacă alegeți să veniți la Jumbo, să vă luați decorațiunile. Sunt foarte multe și foarte frumoase. Și puteți să vă alegeți orice vreți voi. Și mai multe coronițe, foarte multe coronițe și oameni de zăpadă și un ren imens. Și încă unul, adică foarte, foarte mulți. Uite, și astea să le punem la șemineu. Încă nu avem șemineu, dar o să avem. O să avem și șemineu. Da. Și să ne punem un ciorăpel din ăsta. Să primim cadouri în el, bine? Da. Super. Trebuie unul din ăsta mare, că am fost cu minți. Cel mai mare. Și multe chestii de lipit pentru Crăciun. Iar aici mai avem soldății ăștia. Și cred că astea sunt ultimele decorații, așa este? Cred că așa este. Ba nu, mai avem acolo pijamale, dar și multe căni cu tema de Crăciun. E foarte interesantă și foarte ieftine. 8 lei o cană. Super. Și pijamale cu Moș Crăciun. Trebuie să ne luăm din astea. Și boxeri de Moș Crăciun. E pijamale. Iar aici ciorăpei pentru bebeluși. Primul meu Crăciun. Super tare. Ciorăpei și pentru Eve. Și pijamale. Uite din astea, Eve, trebuie să luăm. Cu Moș Crăciun. Astea sunt mici, dar o să găsim noi și mai mari. Uite aici. 116. Și rochițe. Astea sunt pentru bebe mici. Uite aici, papucei de casă. Și aici, papucei de casă pentru tati. Cu un ren. Și aici, uite, pentru Maria. Să fie ajutorul lui Moș Crăciun. Exact, Maria, ajutorul lui Moș Crăciun. De acum trebuie să mergem spre ieșire. Cred că astea au fost toate decorațiunile cu Moș Crăciun. Tu ești Moș Crăciun. Eu nu sunt Moș Crăciun, eu Maria... sunt ajutorul lui Moș Crăciun. Și de acum trebuie să încheiem video, da. Se închide și magazinul. Astea au fost toate decorațiunile care sunt anul acesta la Jumbo de Moș Crăciun. Să veniți să vă alegeți de toate. Da. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi până la final. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și un comentariu. Pa, pa! Pa.